Mă scuzați. Da. Moldova e o țară frumoasă, dar uneori mă gândesc, Doamne ferește. Îmi place Moldova pentru că sunt oameni simpli. Cărărușă, cărărușă, du-mă drept până la ușă, du-mă drept până la ușă. Hai să începem cu lucrurile frumoase. Piața centrală este foarte frumoasă. Sunt țări, dar asta este patrie. Asta e mai scump ca orice. Asta e viața mea, asta e copilăria mea, asta e viitorul meu, asta e țara mea. Moldova, asta e țara mea de origine. Aici m-am născut, aici cresc, aici mă dezvolt. Asta e valoarea. Una dintre valorile care le avem, le am eu. Patria, părinții, copiii, prietenii. Nu mă percep și să spun, îmi place Moldova pentru că... Patria mea, unde m-am născut, unde am crescut, unde am trăit. Îmi place Moldova pentru că este țara mea natală. Dar dacă azi că nu-mi place. Să spun chiar că ar să iasă urât. Îmi place limba, îmi place tot, obiceiurile. Îmi place portul popular ăsta care poartă lumea la noi. În Moldova aici îmi place deoarece mă țin minte cântând de când eram mic copil în clasele primare. Când profesoara de muzică mă punea în fața clasei să conduc elevii și mă simțeam ca o vedetă. Îmi place Moldova în primul rând pentru că este țara mea natală în care eu m-am născut și cresc. Cât e legat de Moldova? Părinții mei au trăit aici, noi trăim, copiii noștri să trăiască aici. Mă simt acasă, acasă la mine, mă simt liberă. Iubesc orașul Ungheni, Mava Prutului. De ce îmi place Moldova? Fiindcă am copilărit aici. Am avut norocul să văd și viața din oraș și viața din sat. Sătucuri noastre sunt cel mai super, eu cred că. Acolo toți cunosc. Dar îmi place satul. Satul îmi place. Că sunt oameni tare capabili. Îmi place Moldova, pentru că e pașii, sănătate și nu ducem suferințe de foame. Așa că, dacă care lucrează, apoi are, dacă care nu. Îmi place Moldova pentru că oamenii se ajută reciproc în fiecare zi. Eu cum poate să nu-mi placă ceva dacă e tot de meu, e o parte din mine și eu sunt o parte din țara asta. Я бы не сказал, что Молдова плохая. Мне больше всего хорошего, чем плохого. Я здесь всю жизнь прожил. Здесь отличные люди, доброжелательные. Всегда отзовутся на помощь, помогут. Ну, мне лично такие люди попадались. Sunt de toate, bani de ori fi. Și sănătate, domnule, dar sănătatea e cam calcă pe o capică. Mie îmi place Moldova foarte mult natura. Îmi place Moldova pentru că e frumoasă. Când sunt necesitatea de a mă duce undeva la natură, aleg sau parcul Valea Morilor sau la izvor, sau chiar undeva după oraș, Orheiul Vechi. Am fost la Orheiul Vechi, am fost din Budă, am fost copii, am fost acolo, Sahagna, am fost la Cuchi, am lucrat jumătate de an acolo. E frumos, e frumos în Moldova. Călătoresc, fie cu autobuzul, fie cu trenul, fie chiar și pe jos și mă uit. E o frumusețe care trebuie descrisă, pictată. Când vin prieteni de mei peste hotare, pe bune, fiind din Chișinău, eu nu știu ce să le spun și unde să se ducă ei și ce să le arăt. Dacă vorbim de Chișinău, sunt anumite locuri, de unde, anumite belvederi, de unde se vede tot orașul. Am citat multe locuri și sunt mulțumită de ce am văzut, adică sunt locuri frumoase. Sunt diferite locuri foarte frumoase care în alte țări eu nu le-am văzut. Chișinăul are diverse fațete. În afară de centrul frumos, există și alte regiuni prin care parcă au trecut câteva tankuri. Din copilărie mi-aduc aminte cu drag locurile în care am copilărit și eu. Este în Florești, la nordul Moldovei, alături de Răut. Este un peisaj absolut inedit pentru mine. Râul curge lin, câțiva copaci liniștit ne țin umbra. Tot pe alături erau câțiva oițe, pajiște, mai erau și alte animale, dar asta nu o pot vedea în alte părți ale lumii. Mie îmi place Moldova, spațiile verzi, rezervările naturale, sunt pensiuni unde te poți odihni cu familia. Aceste momente sunt mai memorabile. Da, până de obște, Moldova sunt locuri frumoase, sunt... Eu așa socot. Avem foarte multe locuri unde poți să te duci și să savurezi spațiul ăsta
nu știu, la un lac frumos, într-o pădure, stai să meditez. Pentru mine asta e foarte important. Asta e un loc unde eu cumva mă încarc. Spretește, te încarci atunci când ești cu toată familia, cu tot neamul. De duminica mare, tata aduce și pune în poartă crengi de nuc, cimbru și corovatică. Îmi place la Moldova, îmi place la Moldova. Tradițiile noastre moldovene nu sunt frumoase. Obiceiile. În Moldova sunt foarte frumoase. Tradiții? Mie nu-mi plac tradițiile. Unul dintre lucrurile frumoase sunt nunțile tradiționale. Tradiții la moldoveni, la nunt, când duci la nunt, veselești, nu duci la, nu-i la mă ca să plângi acolo, nu. Cum duci să veselești, nu? Nu treci nici la mă, nu. Nu-i nunt, este cu mătrii, nu-i cu mătrii. Zi din noastră, treci la armată și te facă comună, pune legat una de alta. De dimineață până seară lumea petrece, ok, în limitele acceptabilului. Vin multe rude să vă râng cap, deși așa, deși nu așa. Deci te-ai dus în dreapta, ce nu în stânga. Tradițiile vechi, a buneilor noștri, a părinților noștri înainte, era tradiții vechi. Tradițiile sunt frumoase, iată chiar și uratul, semănatul, colindul. Multe obicei, prin sate, prin sat chiar la noi, foarte frumoase. Ne adunam mai mulți. Luam și capra, și o tobă sau buhai, cum se spune la sat, așa. Bunii își păstrează încă tradițiile și ele, covoarele, au obiceiurile vechi. Și asta tot e una din ce și îmi place în Moldova, pentru că când te duci la țară e foarte interesant. Îmi place în Moldova că îi am pe oamenii dragi alături. Și vecini, dacă sunt frumoși cum ei sunt buni. Nu-mi place în Moldova. Atunci când frunzele de toamnă sunt adunate și arse. Am niște vecini care de zi dimineață, la ora 5 când eu mă trezesc, dau focul și dimineața trebuie să miroș fumul. Fumul acela de frunze uscate învăluie tot satul. Nu-mi place Moldova pentru că oamenii nu au grijă de locurile publice și din cauza asta se formează, nu știu, locurile murdare, strică peisajul ăsta frumos. Alte momente e atunci când peste hotare te străduiești să respecti regulile țării, vii înapoi și arunci gunoi pe jos. Chiar dacă vede că este pubelă undeva la 2 metri, o să arunci lângă ea, fiindcă așa e mai simplu. Iată, cu asta noi trebuie un pic să mai lucrăm, să fim mai responsabili social și să încercăm atunci când avem posibilitate, când noi deja trăim ok, suntem ok cu ceea ce avem, să ajutăm și pe alții. Sunt chestii locale, cred că legate de, nu știu, gen parcare sau ceva gen, da, da. Parchează chiar în prag ca să facă doar un pas și să intre în locații sau parchează în locurile neregulamentare sau parchează creând obstacole. Iată, asta ne-aș dori noi să depășim lenea asta, să facem un efort în plus, să avem grijă de spațiul nostru, să creștem raza în care noi ne simțim responsabili. Așa, per general, eu super fericit cu ceea ce este. N-am putea repeta în altă parte, în altă țară, masa asta de sărbătoare, bogată de bucate, cu de toate și dulci, sărate, care este la orice sărbătoare, anul nou, zi de naștere, poate și chiar și o înmormântare, dar de ce nu? Oamenii se adună la masa asta plină de mâncare. Când sărbători facem găluși plăsinte, ca de obicei, ca la sărbători. Este mâncare delicioasă, mămăleca cu brânză și sarmalele. Mie îmi place mai mult cu aluatul să mă joc. Odată în săptămână eu coc pâine. Avem duhovcă de astea electricescă și la pâine aceea pun mare sârguință. Nu vorbesc cu nimeni, dacă ați vorbesc, pâinea nu se ridică. Trebuie să fii cu inima curată. Eu chiar sunt amatoare din mâncarea noastră tradițională, mămăliga și acum mai tocană, dar înainte se numea jumări. Așa e straniu dacă zic acum mămăligă și cu mușdei. Da, prăjiturile lui bunica. Foarte gustoase și dulci. Că eu mai punem zahăr deasupra. Când bunica le face. Saralii fac mai ales cu brânză. Bunica tort face mult. Plășinte cu brânză. Sunt foarte gustoase cu brânză. Cu a mea ieșit mărariu, cozi de șapă. Pentru cineva ea poate arăta oribil sau îngrozitor, dar pentru noi e atât de savuros să stai la masa asta împreună cu oamenii dragi și să discuți temele din copilărie, iată, să-ți aduci aminte sau să-ți aduci aminte de locurile natale. Chiar foarte mult iubesc mâncarea asta și plus la asta, sămătoare și divin. Îmi place
vinul nostru este destul de gustos. Nu, delicatese vezi numai, mă, fasole, cartofi, așa, carne, când. Flăcinte, mămăligă și așa mai departe. Stai câte un puișor. Și zama, uhaua, clar lucru, dacă mai vin la pescuit, îmi place. Știu să fac zama. Cu borș acru, cu buriene din harman, pătrânjel. Singur peștele, însuși îl prăjesc, singur gătesc mușdeiul. Mă frigăroi din când mai mănânci. Și un pahar de zi n-albea acolo în frigăroi când ieși în vâhadnoi. Pentru mine, Moldova se asociază cu oamenii care sunt aici, și anume oamenii foarte iubitori. Pentru mine, Moldova se asociază cu serile de vară la sat, cu iernile friguroase, cu familia în jurul focului. Dar ce se asociază? Mai cu nimic. Mi se asociază Moldova cu apusurile și oamenii de aici. Oamenii foarte ospitalieri, deși asta poate fi un tabu sau cine zice o banalitate, dar într-adevăr, ospitalieri ca în Moldova nu am văzut în alte părți, deși călătorim mult împreună cu soțul. Sunt și oameni buni, dar sunt și oameni răi. Dar asta care păduri fără uscășiune noi. Mi sper că oamenii noștri sunt un pic complexați, nu se pot manifesta. Partea creativă sau financiară sau deschid un business sau pentru că noi suntem un pic în hibas. Noi nu avem libertatea asta a gândirii. Îmi pare rău de faptul că oamenii au prea puțin încredere în ei și reușesc să atingă mai puțin scopurile care își le pun sau chiar nu își pun aceste scopuri. În Moldova aici nu-mi place când vrei să faci ceva, cineva îți caută nod în papură. Nu îmi place Moldova faptul că oamenii sunt răi. Știu să judeci și mai mult să uiți în grădina altuia decât în grădina sa. Nu prea este stabilitate. E cam problematic cu lucru, nu prea este plătit. Aici sunt puține posibilități, cum ar fi să lucrezi, să-ți deschizi un business, să înveți într-o universitate mai prestigioasă. Dacă ai ceva planuri mai mari, trebuie să pleci peste hotare pentru ca să ți le înființezi. Ca să-ți întreții familia și să ai un viitor oarecare, trebuie să muncești foarte mult, la două posturi de lucru sau chiar și adăugător ceva după lucru. Domeniul în care eu am vrut să mă dezvolt nu e prea practicat în Republica Moldova decât în peste hotare în alte țări și am fost nevoită cumva să las la o parte preferințele și chestiile care într-adevăr îmi plac și să aleg un lucru mai bine plătit. Deci, не жалуюсь, хорошо платят. А работал на госпредприятии. Там зарплата мизерная. Ну и стабильность, ну и ник стабилен в țara asta, ca să-ți plac ceva, să fii stabil. Doar să deschide zăvoare Moldova, să aibă lumea de lucru, să nu fugă pe șpătare oameni acasă. O să fugă tăța, să rămâne mai bătrânezi. Trebuie să muncești mult pentru a obține ceva. Adică e foarte greu să-ți faci o casă, de exemplu, personală. Nu-mi place Moldova, că sunt mulți bandiți. Nici n-ar cunoști, cred, tine de el e bandit. Dar să-i filtrează. Să nu știe ăștia. Apoi ar trăi moldovenii gine. Mulți fără, țara hoților, nu știu cum să spun eu. N-am vrut să spun cuvântul că nu-mi place Moldova pentru, dar să-l spun. Mie ne vrează tot ce danul moment cu politica în nas. Să pune dictatură. Democrația nu mai este scrisă, dar oamenii străduiesc. Tot îmi place în afară de politică. Lucrurile care îmi plac mai puțin Moldova, cu regret, asta e politica. Nu-mi place acei care au guvernat, care au acoperit țara asta cu fel de fel de prostii și nebunii. 30 de ani în Dodi au plecat. Sistemul de învățământ nu avem, economie noi nu avem. Eu consider că sistemul de învățământ nu oferă o posibilitate atât de mare elevilor să se dezvolte, mai mult îi inhibă. Și copiii când cresc, ei nu au nicio perspectivă și vor să plece. Noi nu avem sistem de medicină care e distrus tot complet. De-atât și nu-mi place. Dar nu de-atât că nu-mi place Moldova. Dar ce se petrece în Moldova nu-mi place. Mă bucur că acum o să fie referendum. Eu știu că majoritatea oamenilor din țara asta, a noastră, o să se duc cu sufletul deschis și o să voteze ce e ce trebuie. Nu avem cel mai înalt munte și nu avem cea mai mare mare. Nu avem cel mai lung râu. În ciuda acestui fapt, pot să arăți niște locuri frumoase, pitorești, deosebite unui om care vine din afară.
și chiar să-ți placă locul ăsta, oricât de neînscris în cărțile Guinness el ar fi. Cât mai mult turiști vin la noi, cu atât mai bine noi ne dezvoltăm în toate direcțiile. Pentru turiști numai că interesant pentru turiști. Na. Că vin din alte țări să vin pe ok, Dex, mai duc eu, acolo interesant pentru turiști. I've been to Tohatin, I've been to Orhei. My first impression was I came in winter, 2 years back. It was freezing, like a minus 10 degrees centigrade. I think it's a very cold country. But now I can say it's a very welcoming, very warm country with the beautiful people here around. They are really very big heart. This area is beautiful. I really like the statue, the triumphal arch. I probably butchered the language, but Old Orhei with the cathedral place. Also there, I'm really bad with the names, but there's that fortress with like the four, like there's this fortress, I don't know the name. Yes, Soroka, yeah. So I would like to visit Soroka, and that's it. I was thinking of going to Transnistria, but I'm not so sure. Veniți în Moldova cu vinurile gustoase. Mai mult nicu n-am ce spune. I like the pies here. Moldovan pies, they're really good. And the sometimes barbecue. The food is great. I really like it. I just had lunch. I had that polenta with some chicken stew. And it came with those cottage cheese-like things. I don't really know the name. Da, noi și avem cu dânșii. Dar n-am vizitat niciun loc, nicăieri eu n-am fost. Stai că eu am 67 ani, eu la un sanatoriu n-am fost în viața mea. Eu am hotărât, de exemplu, pentru mine, să rămân acasă. Trebuie de muncă, da. Eu știu că trebuie de stăruit, trebuie ca să ai un țel în viața asta. Fără scop nu poți obține nică. Tare mulți oameni nu apreciază locul lor. Moldovenii noștri, populația autohtonă, care ei trebuie să trăiască aici, ei trebuie să rădească Moldova, ei trebuie să o facă așa frumoasă cum trebuie și ei. Eu vreau să îndemn tinerii să rămână acasă, pentru că totuși acasă e frumos. Dar în străinătate ești străin. Ai putea să te adaptezi, doar că oricum rămâi străin. Eu nu înțeleg de ce dumnealora, revenind acasă, revenind la locul lor natal, unde s-au născut, unde au crescut, unde însuși s-au creat ca specialiști, au atât așa o părere urâtă, că salariul e mic, prețurile sunt mari, că la noi conducerea era. De unde vine tot ura asta? Trăiți în Moldova, vă rog frumos, că și așa suntem puțini oameni. Veniți, lucrați. Acasă este acasă și oamenii de aici sunt și oameni frumoși, dar sunt și oameni mai puțin frumoși. Este despre felul în care tu vezi lucrurile. Eu aș dori să rămâi copii, ne pot să rămâi în Moldova. Dar el ajunge la 7-8 ani, gata, părinții duc încolo, eu și copiii, eu gândesc încolo de mine. Rămân căsări toate pustii. Eu mă cânsat lesea, unde și unde, ies câte un om, unde și unde. E că ferici de cei care s-au dus și au lucrat și au venit și fac ceva aici. Oriunde nu m-aș duce, în oricare altă țară, înțeleg că asta este fațeta de turism. Când începi să trăiești în țara aceea, tu începi să observi partea de după fațadă, toate problemele. Aici eu deja le cunosc, fiindcă eu m-am născut în ele și eu văd cum ele se dezvoltă. Moldova s-a schimbat foarte tare. Este o diferență enormă dintre ceea ce a fost când am fost copii și ceea ce este acum, pentru că totuși avem libertatea asta. Libertatea în toate sensurile. Toate sferele care sunt, începând la creativitate până la agricultură, business-uri, start-up-uri, apropo. O bună parte din fostele probleme se transformă, se schimbă spre bine. Și cum eu pot compara 5 ani în urmă, 10 ani în urmă și să văd că sunt anumite lucruri care s-au dezvoltat. Aș vrea să fiu o Moldova mai empatică, mai deschisă la minte. Generațiile care vin, cred că trebuie să rămână deschise și iubitoare și față de sine, dar și față și de oamenii din jur și din generațiile care rămân în urmă, pentru că toți suntem moldoveni și să aibă grijă de rădăcinile care le avem. Nu vadă doar urâtul din ea, să vadă anumite chestii care pe mine, la rândul meu, m-au făcut să o îndrăgesc mai tare și să nu-i pui deodată ștampila că nu se merită de trăit. Se merită. Fiecare om trebuie să-și aducă o contribuție. Eu sper că o să fie o țară frumoasă, mai frumoasă ca toate țările din Europa. Suntem oameni muncitori, credincioși, oameni cu suflet mare. Aș dori o viață mai bună, un viitor mai bun să avem. E că și-aș dori. Trebuie să fie foarte mulți copii. Eu sunt viitorul educator și vreau să am o grupă mare de copii. Și salariu. Vreau salariu mare.